10 rigoara, 5 dimineața și mâine apucam să filmăm. Eu azi am luat biscuiți de ăștia, 6 biscuiți, am luat și ciocolate de astea. 6 biscuiți. Ok, e dimineața, tu înțelegi, da? Da. Am luat 6 biscuiți. Again! Iară din nou 6 biscuiți. Apropo, eu pot să fac biscuiți de ăștia brownie. Am luat ciocolate de la bucurie, de asta. De asta ciocolată și ciocolată de asta. Nu sunt sigur, dar săptămâna viitoare cred că plec în București. De fapt, eu nu știu. Am zis așa din capul meu. Nu știu când plec în București, dar foarte curând plec în București. Și eu trebuie să eu lui Ana Marie o sticlă de vin. Da, de care? De asta moldovenesc, din Bej. Da, da, din Bej. De asta e bun, dar eu nu l-am. Nu, de asta e, să-l cumpăr frumos, nu știu. Eu nu știu de care vin Ana Marie bea, adică nu știu cu care vin să-mi bată. Bradul ăsta, stă fără lumini. Hey, come on. Țineți minte pe canalul Ilie Bivol, ieri ați văzut un challenge. De fapt, challenge-ul noi l-am filmat astăzi, e că acum. Mm-hmm. Așa e? Mm-hmm. Și l-am postat ieri. Dar cum? N-are sens. A, pur și simplu, noi l-am filmat azi și vlogul ăsta eu îl postez mâine. Am filmat challenge-ul azi. Uite cum sună. Am filmat challenge-ul azi și l-am postat ieri. Înțelegi? Am filmat azi și l-am postat ieri. Cum asta? Ok, am filmat azi, azi l-am postat video ăsta. Trebuie să-l postez azi, dar l-am postat mâine. It doesn't make sense. Time machine. What? Eu acum editez vlogul care voi l-ați văzut ieri. Și aici am ceai și brownie. Tu mi-ai pus 3 biscuiți ca la morți? Mai pun într-o vreo 4. Sunt așa de gustoși. Încă 2. Morți 2 sau 4? Nu, no, eu îmi pun încă 2. 3, da. I asked you how many cookies, you say like... I didn't say anything. Apoi da. Ia uitați-vă cine dormi. Fitița mea frumoșică. What? Jad? Cum ai putut să... Crunches, băi, fermături, strânge-le, știi cu ce? Nu, e la costel. E la costel? Da. Ok, uite, Jad, Jad, look, no, not that one. Ce cu tine? Ia uite, cârpă. Ba-ba! Tricoul meu nou de la H&M sau cum acolo? H&M, da, de-am. Îmi place, Jad lucrează dimineața, uitați-o. La muncă, băietul. Dar cum asta am? You know how? Dar până nu știu cum... Ai oas în spate? Am oas în spate. Apo, știi cum? Nu, ai oas... Nu, nu, am vrut să zic, ai oas în pânci? Oas în pânci. Adică ai un oas în pânci, că nu poți să te pleci așa. Now you get it. Pe înțeles, de pe goodgloom.com. Ia uite la de cum se uit la tine. Dar nu, acolo e biscuiți. Da. De! Pui păr pe biscuiți. Ce vrei să faci cu tricou? Și-l luăm și-l luăm. Nu! Da, și-o mașină spălat, da? Da. E ora 5:55 de minute. Am editat vlogul și mă duc în locul care. Să spun și de vec, eu nu lucrez. What? Și cu tine, Jet? Eu stau așa și tu vii și sari aici. Nu vine, nu vine. Vreau să filmez niște cadre, nu vezi? Pentru că nu e ușor să editez vloguri în fiecare zi. Ești... Wow! Mă culc amul și mă trezesc undeva pe la ora 3. Da. Și când mă trezesc, trebuie să zubresc cartea asta, să înveț mult. Eu de-am jumătate de carte, o știu la perfecție. Și după asta mă duc la școală altul și după asta... Tu ce faci azi, Jad? Ce planuri ai? Ce planuri am? Nică. După asta să vedem ce să facem. Pa! Jad! Jad! Wake up! Vrei ceai? Hai să mă ajut la școală altul să înveț. Facem un ceai. Jad, o oră două. Hi. Jad, so trozit. Good morning, Jad. Good morning. Ești o muță. Di, mi-am făcut mie un ceai. Ceai roșu. Jad, helping me to study. Jad, cartea ta, cartea ta. După cum știți, cartea asta are răspunsurile corecte. Și eu ieri am răspuns, până aici am răspuns fără greșeli. Poate au fost două greșeli. We're doing good, right? Mac. Cine ai văzut acolo? Păi cine ai văzut tu? Jad, vrei să vezi ceva? Nu, stai, pune. De șerpinci. Așa-i? Am venit la școală auto, am vorbit cu un prieten pe Messenger și telefonul așa de fierbinte s-a făcut. Eu cred că asta nu e ok, neapărat o să-l schimb, să-mi dai altul. Ți imaginezi dacă se încălzește așa de tare și explodează în buzunarul tău, rămâi fără picior. La Jad, de exemplu, nu sunt fierbintat niciodată. Am fost la școală auto, azi am dat examenul intern și l-am dat fără nicio greșeală și s-a așa de fericit. Hello? Da. Nu, nu, ce faci? Eu știu, și care e următorul video la tine pe canalul Elie? Care e următorul?
Oh, nu trebuie să spui. Gear, tu ai spus? Nu, eu nici o văzut și... Eu când era mai ziua aici, știi, și nebuneam măculeță împreună cu Dia. Da, eu știu. Măculeță se juca cu Dia. Asta a, eu știu. De asta ele dorm în viceu, pentru că ele fac gălăgie când eu dorm. De când se vine viceu pentru ei? Trebuie să sun. Am să vedem când vine toaleta pentru Mac și lei. Alo? Alo, salut. Am vrut să întreb, când o să fie toaleta? Сейчас я узнаю, напишу тебе в скайпе. Новый нитинг туалета вендру псичи. А здесь ты рок. Ксения, я спомню мне, что плакут видео для пиканала Илья Биво? Да. Da? Ți-a mai rămas aici, там, штука asta tare acră, suc de asta. Da, trebuie să fie aici. Yeah. Oh. Vrei să gust? Da. Și gustos? Da. E așa de acră, nu? Nu. Ești nu bine, mă crezi? Dar eu să apăs ca să-ți curgă ca lumea. Ksenia, aruncă. Este bun. Băi. Ție ți-i acru? I am the one. Aia duci. Cum tu faci asta? Eu sunt copil. Te-ai copil? Băi, eu. Poate e dulce, după ce s-o fac curăște, știi? Așa că nu. Da. Ce faci, Gea? Joci în Counter-Strike? CSGO, da. Mă rog, asta. Am ieșit afară la o plimbare. Aer curat. Aer curat, da, e tare fain afară. Mi-aduc aminte de vară, când pe aici mergeam, știi? Da, știi ce? Cu pennyboard, așa? Da. Am unii și pe la board shop nu pretrec des, așa? Am un foarte des prin România și chestii de genul și nu mai am timp și băieții de la board shop s-au ocupat. Proiectul nostru cu skatepark încă nu s-a terminat și n-a să termin de grabă. Am găsit o clădire tare, tare faină pentru skatepark. Sper că curând deja să deschidem skateparkul. La vară, da, să fie. Da, dușim acum să mâncăm ceva, că n-am mâncat de dimineață, așa? Da, cam nu m-am mâncat brownie, cookie. Brownie numai. Am vrut să mâncăm, dar au rămas 20 de minute până când se închide și am zis că nu, plecăm acasă. Adică, nu, plecăm mai departe. Am găsit aici silly string. We're gonna get like a lot of them. Am cumpărat foarte multe silly string și luminite. And Jad is cool. Am ieșit să mâncăm și am cumpărat brad pentru Crăciun. Jad. Hai, Jad, Mr. Jad, așa zici, cu bradul în spate. Noi ne ducem un prieten, Iura, ne-am întâlnit cu dânsul așa la magazin. Dacă nu erai tu, chemam taxiul. Da. Știți ce noi avem aici? Brad. Și am luat multe de astea silly string spray. O, e că asta lucrează. Fuci, puti! Puti, puti, fu! Puti, știi și puti? Amuță moartă, n-ai vrut. Jad, e că vine aici, aici. Așa e? Amuță moarte. Da, eu știu, mă pregătesc de Crăciun mai devreme. Pur și simplu îmi place atmosfera de Crăciun, foarte tare. Băi, dar să trebuiască de spălat pe urmă aici. Ok, prima parte am făcut-o. Nu știu, trebuie să-l pun așa, cred că mai jos. Sora mea a vrut una de asta. Di, tu bradul ăsta să-l dai jos, bun? Să-l dai, mâța mea tot așa. Uitați-vă până când cum se primește. Îți cărbinezing! Da. Și tare îmi place. Mu, cât-ți place? Crăciunul e unica sărbătoare care eu vreau să dureze foarte mult timp. Și de asta eu încep atmosfera asta să o creez de mai înainte. Și bradul ăsta cred că stai până în bară la venisi. Îmi place luminițele, știi, tare frumos. Ia, am dus o băgat. Ia dă-ți banchet. Nu s-a plăcut cutia, văd că te-ai dezamăgit. Idei? Mac, ce vrei? Ia că deși. Așa. Ilie, cum? Wow, super. Chiar de jos mă filmez. Dădeam-o. Îmi place tare cum arată și uite-o. Eu niciodată în viața mea n-am avut așa un brad de mare. Am eu să fie, știi? Da, ține cam cel mai mare aici. Da, cel mai mare aici era. Si, nu. Cu la mea asta. Cu asta, cu vorbește, știi? Hei, Siri. Care e Siri? Cânte, am de. Numai eu n-am înțeles, spuneți în comentarii. Spre concentrat aici, știi? E ca fără să audă Ilie, e că vreau să-mi spun ceva. Stai să vă pun așa profesional cum el spune. Și am un canal YouTube, ce aș vrea căutați pe YouTube, abonați-vă, vă rog. Arată voda aia ta, băi. Nu știu dacă vedeți, dar arată tare, super. Da. Și Ilius, că asta e partea, el are super puterea asta, dacă zic ceva în vlog, apoi el oricum s-o taie și... Cum ți se pare bradul? Dar nu tu nirosit, eu lens. Da, îți place bradul? Cam să-i ții totul, tu numai mâncare... Parcă scop chelașii mei, știi, tot se bucură de Crăciun. Da, asta e un fel de simulator, știi? Cum să ai copii.
Ok, deci pradul meu luminează. Șamu, îi punem chestiile astea rotunde. Am ales argintiu cu auriu pentru că se combină foarte bine cu designul în casa mea. Vedeți, pereții suri și o să fie foarte bine. Uitați-vă, mă, ce culorate! Și avem bomboanii de astea, special pentru Crăciun, așa e? Gead, ia că uitați să le punem așa pe copac. Uitați-vă și cu bomboanile astea cum arată. Asta o pun aici. Cea mai fericită din casă este Di. Uitați-vă, parcă un copiloș, micuțel, frumusel. Ești cea mai fericită psică. Chestiile astea, azi le punem acolo sus, pe bucătărie, și o să arăt tare acolo. Așa, gead, am împodobit bradul. Și uitați-vă ce colorat. Ciorapii ăștia am pus așa frumos. Am pus aici Christmas. Noi am comandat ceva de mâncare, am ajuns venit mâncarea, că n-am mâncat de dimineață nimic. Oh my god, dude, look at the light. Și lumină frumoasă. O atmosferă așa de Crăciun, tare faină. Dar sputa muță moartă. Da. Uite, am stat pe tot locul. Dar nu-i nică, așa mai realistic. A, de la asta pute, fu, fu, de la asta pute. Băi, ai trezit casa. Auzi, poate susuc și-a sfie altfel. Băi, Niro, să vine până aici. Poate o muță moarte. Ei, da, ladna. Făcută din muță moarte. Yo, food, mâncare în sfârșit. Ce de tare ne-ar mânca. Calculez aici câți abonați cresc pe oră. Distribui vlogul ăsta ca să ajungem mai repede la 900.000 de abonați până ziua de naștere. Gead, cum îi stai lângă bradul ăsta? Băi, nu știu, mă sunt cu atmosferă așa mai plăcut. Eu să închid aici vlogul, cu voi a fost Ilie și noi ne vedem mâine. Pa, pa!